Conducerea administrației locale a municipiului Câmpul Lung a făcut o vizită la adăpostul de câini de pe dealul Godeni, gestionat de către Asociația Anima. Tot aici, atât primarul cât și viceprimarul au stat de vorbă cu jurnaliștii prezenți. Începând de joi, 13 iulie, o echipă de specialiști de la Primăria Mioveni va sosi la Câmpul Lung și va demara tranchilizarea și transportul câinilor din cartiere la adăpost. În altă ordine de idei, începând cu data de 8 august, la Câmpul Lung vor fi prezente 3 caravane mobile pentru sterilizarea câinilor și pisicilor. Mâine o să vină deja o echipă de la Mioveni, bineînțeles o să facă contracost, o să începem operațiunea de tranquilizare și de capturare a câinilor de pe străzi. Astăzi am fost în Grui, am fost în mai multe locuri din oraș și mi-au spus câteva mămici că există o haită de 10 câini în parcul din Grui și vreau neapărat să mergem acolo mâine dimineață, când o să vină. Din păcate, medicul veterinar de aici a decedat și noi nu mai avem posibilitatea să-i capturăm și să-i tranquilizăm, dar ne pot ajuta pentru 133,86 lei, cam așa costă tranquilizarea unui câine, plus 8 lei și 80 și ceva pe kilometru deplasarea celor de la Mioveni. Practic, dacă putem să strângem mâine 20-30 și foarte important să acționăm dimineața sau seara, pentru că în timpul zilei, mai ales dacă e cald, se adăpostesc. Păi de asta e foarte important să adoptăm. Așa că e nevoie de un sprijin comun, pentru că tot ce înseamnă în oraș, de fapt, câinii, gunoiul, sunt o grămadă de lucruri care se rezumă la un singur cuvânt și anume la împreună. E nevoie de efort comun din partea tuturor. Și credeți-mă că puiuții ăștia sunt terapie pentru suflet și cine are câine știe. Nu, cred că voi mai adopta și eu unul. Am vorbit și cu colegii consilieri și mi-a zis și Alex Hagi că o să vină să adopte un câine săptămâna viitoare. O să vă invit să vedeți tot adăpostul de aici, din Câmpul Lung. Mai există câteva lucruri de spus, pe lângă acțiunea pe care o facem mâine și o să o continuăm de tranquilizare și să îi aducem aici să-i adăpostim, să le facem vaccinurile, să îi sterilizăm, să-i microcipăm, să le facem fișe și așa mai departe. Din data de 8 august vor veni în Câmpul Lung 3 caravane mobile prin care vom face sterilizare și microcipare gratuită și vreau să vă atrag atenția că conform ordonanței de urgență 155 din 2001 este obligatoriu să sterilizați și să microcipați căței. Vom demara această campanie până în toamnă și din toamnă vom trece la controle foarte serioase cu poliția locală în toate gospodăriile în care există câini și pisici și dacă vom constata că oamenii nu respectă legea, adică nu i-au sterilizat și microcipat, vom da amenzi și amenzile sunt până la 10.000 de lei. Deci nu sunt amenzi mici și de asemenea o să vă spună domnul viceprimar de colaborarea cu primăriile din jurul Câmpul Lungului, pentru că trebuie să demarăm o acțiune comună și cu comunele din jur de informare și de campanie de sterilizare și microcipare. Discutând pe marginea patrupedelor care își fac veacul prin cartierele municipiului, viceprimarul Constantin Țurțulea a subliniat faptul că va lua legătura cu toate UAT-urile din jurul Câmpul Lungului pentru a găsi o soluție în gestionarea situației câinilor vagabonzi. De aceea este nevoie de un efort comun, adică dacă noi sterilizăm 100%, să presupunem, și nu facem acest efort cu UAT-urile din jur, nu o să reușim să scăpăm de această problemă. De aceea eu am mai pus problema câinilor fără stăpân într-o discuție anterioară cu primarii din jur. O să reiau acest subiect cu fiecare în parte să vedem cum putem să ne organizăm și ce soluții să găsim pentru a fi eficienți. Pe termen scurt soluția pare imposibilă, dar pe termen lung putem să ne asigurăm că în 2-3 ani nu vom mai avea problema asta. S-a făcut apel și la cetățenii municipiului pentru a sesiza orice acțiune de aducere a altor câini din alte zone la Câmpul Lung. Totodată, după toate aceste acțiuni gratuite din toamnă, dacă deținătorii de patrupede nu vor intra în legalitate, adică animalele să fie sterilizate și cipate, vor fi amendați.